Ale acestui proiect sunt să elimine riscul de abandon școlar și să crească promovabilitatea la BAC, inserând pe piața muncii elevi, adică să ne deschidă o carieră în arhitectură cât mai bună pentru noi. Totodată, în acest proiect vor fi activități remediale la materiile pentru examenul național, activități de suport, de consiliere psihologică și totodată două cercuri. Unul de un cerc de machetiști, iar celălalt de limba engleză. Pe lângă toate acestea, vom avea și 4 excursii. Ceea ce, nu știu, să încheiem cu excursii. Da, 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 sigur. Ideea este să ieși puțin din rutina școală-casă. Și să facem școala altfel. Ministerul Educației Naționale și Banca Mondială au avut foarte multă înțelegere pentru noi și pentru toate școlile participante în această primă rundă. Iar noi sperăm că, într-adevăr, vom face o educație mai aproape de nevoile elevilor, de nevoile actuale ale copiilor. Pentru că, pe lângă preocuparea pentru zona academică, venim și cu...